Eliberat aseară din penitenciarul Botoșani după ce a fost închis într-un dosar privind sistemul de management al traficului din Iași, Gheorghe Nichita a anunțat că nu mai vrea să intre în politică. Fostul primar de abia aștepta să ajungă acasă pentru a-și vedea nepoții. În următoarea perioadă, Gheorghe Nichita vrea să se îngrijească de sănătate după ce a avut probleme în detenție. Fostul edil a subliniat că România se îndreaptă într-o direcție greșită. În ceea ce observ, mă mâcnește. Și mă mâcnește nu din cauza faptului că nu putem ieși din situația asta, ci din cauza faptului când mă gândeam că vom scoate și noi capul în lume, mai ca lumea, în păcate l-am băgat și mai tare în nisip. Iar cei care poartă această responsabilitate nu sunt conștienți că nu fac rău, nu-și fac rău lor, ci fac rău întregului popor. Deci te doare inima când vezi că pașii care am făcut într-o perioadă importantă înainte, noi putem să dispărem, fiecare om e trecător, dar cei care vin după tine, normal să preia ștafeta și să o ducă mai sus. Ori eu nu mai văd că au preluat ștafeta, dar din păcate cred că au și mormântat-o, au și îngropat-o.